Haideți să mai vedem o problemă. Problema numărul 3. Un elev are o sumă de bani pe care această sumă vom nota cu S. Deci S reprezintă suma de bani. Bun. Deci avem suma de bani. După ce dublează această sumă, practic 2 ori S înseamnă dubla această sumă, cheltuiește 5 lei. Deci vom scădea 5 lei. Dublează suma.